repede, sunt Mariana Duma. Să ridice mâna să cine mă știe, apropo, ca să nu mă... ok. Bun, mersi mult. O să mă prezint foarte pe scurt. Deci sunt om de marketing și PR. Sunt pasiunile mele, unele dintre pasiunile mele. Mai am turismul, branding de România, acțiuni civice, fotografia, muntele și așa mai departe. Să ridice mâna să cine auzit de Salvați Bucureștiul, campania civică, ca să știu, ok, bun. Deci, am început acel blog ca urmare a unei nevoi, așa cum se întâmplă în general, când simțim nevoia de a schimba ceva. Am emoții. E culmea. Am ținut 10 de prezentări și la public mult mai mare și cu voi am emoții, nu știu de ce. Bun. Să-mi spun o idee cum pot să... Space. Înainte. Sau săgeata înainte. Bun. Pentru că mi s-a cerut să fac un PowerPoint, puteți să vă uitați și pe PowerPoint, să mă auziți și pe mine. Mi se întâmplă tuturor. Eu vin din mediul corporatist. Am lucrat, apropo de Orange, am lucrat la Orange. Am fost prima angajată a Orange-ului. Acum nu mai spun câți ani. Așa, am lucrat cu toți expatriații francezi, englezi și din toate națiile care au venit și au pus Orange pe picioare. A fost o experiență extraordinară, după care am fost director de marketing și PR la o firmă de IT, care între timp s-a vândut și s-a desfințat pentru că nu a fost în stare respectivă să o ducă mai departe. Sunt membru în boardul ARIES. ARIES este Asociația Română de Industrie Electronică și Software, cea mai mare din România, de peste 300 de membri și din sud-estul Europei, nu numai din România. IT-ul este, deci promovarea online este iar una din pasiunile mele, sper să nu vedem lucrul ăsta. O să fac un studiu de caz înainte de a vă povesti cum să vă promovați o campanie. Dacă auzi de o știre negativă, ce faci în primul rând? Zici, nu mă interesează sau hai să fac ceva. Dacă hai să fac ceva, fie cauți pe internet o cauză care deja există și te implici. Cine a auzit de Let's Do It Romania, apropo de... Da? Oh, super! Totuși nu destul, apropo de faptul că este exclusiv în online. Și cu toate astea nu s-a auzit destul. Let's Do It Romania este, pentru cine nu știe, o campanie care va consta în curățarea de gunoi a României într-o singură zi. E chestie superbă, absolut superbă. Și eu am fost chiar în echipa de inițiere. Cum am intrat eu în acțiune civică, să vă spun? Cum am avut succes într-o acțiune civică de importanță pentru România? Suntem chiar aici, culmea, că așa s-a nimerit să fie, lângă Piața Revoluției și Piața ADN-ului. Nu știu dacă vă aduceți aminte că 2006 Vidanu vroia să o umple cu blocuri, ambele piețe. Dacă vă aduceți aminte? Parcările, da. Da, parcarea din fața balconului celebru și parcarea din fața ATN-ului trebuia să aibă blocuri. Așa, cu sticlă și așa. Și am intrat pe internet, am văzut că toată lumea se lamenta pe grupuri, pe gen Romania News și așa mai departe. Nimeni nu făcea mai nimic. Și am zis, wow, trebuie să fac ceva. Deci mă rodea treaba asta. Și am zis, ce e de făcut? Primul lucru pe care l-am făcut a fost să fac un grup Yahoo. Deci asta a fost primul pas. Și am zis, pentru că lumea deja vedea ca spam întrebările referitoare la această piață. Deci odată de două ori înțelegeau, mai mult nu. Și atunci am zis, wow, trebuie să atrag oamenii care gândesc ca mine într-un grup special. Și am făcut grupul Yahoo București. În 2006, în mai. Am găsit câțiva entuziaști, da, ai cauzei, cu care am pornit o acțiune civică pompieristică, pentru că nu era timp. Vidanu deja anunțase în presă, practic, cu jurnaliștii cei mai mari ai momentului, și acum sunt, la fel, faptul că vrea deja să pună blocurile acolo. Și, practic, nu era timp să facem o campanie foarte profesională și așa mai departe, și a trebuit să facem totul cât s-a putut de repede. Și eu, apropo de ce spuneai tu mai devreme,
profesionalizarea ONG-urilor prin aducerea de know-how din corporații sau IMM-uri sau așa mai departe, specialiști de orice fel, mi-am pus la bătaie cunoștințele mele de marketing și de PR și am strâns practic un nucleu civic pentru a lupta pentru această cauză. Scopul nostru era clar, nu neapărat să salvăm patrimoniul din tot Bucureștiul, ci să salvăm pur și simplu acele piețe. Deci piața Tănului și piața Revoluției trebuiau neapărat salvate cu orice preț. Cu orice preț, înțelegeți, nu chiar cu orice preț, dar nu cu prețul vieții, mai... Ok. Pornind de aici, Yahoo Grupul București a fost practic începutul. Salvați București, WordPress.com l-am făcut mult mai târziu, când deja câștigasem cauzele. Pentru că tot așa nu am avut timp. Deci nici nu mă pricepeam la vremea respectivă să fac povestea cu blogurile așa cum o fac acum tehnic. Și nici nu am găsit pe nimeni, culmea. Poate printre voi sunt programator și designer. Păi îl știu. Mai este cineva programator, designer? Nu. Ok. Nu am găsit pe cineva care să se implice civic. Nu vrea nimeni să-și petreacă timp în a face un blog așa cum ne-am fi dorit noi. Efectiv, n-am găsit. Și atunci am mers numai pe parte de PR și anume am făcut un pic de spam în grupurile de români din toată lumea din diaspora, în ideea să strângem, să coagulăm energiile pozitive ca să avem succes și, bineînțeles, să facem presiune pe primar, în primul rând, și pe Consiliul General, care erau viziunea noastră lucru cel rău, ca să nu zic mai mult. Pentru că sunt înregistrată, nu mai suntem numai noi, ci ne aude toată lumea. Și atunci mi-am pus, deci, în aplicare ceea ce știam din PR și anume am strâns o listă de contacte din social și politice, ceea ce nu avusesem de a face până atunci. Eu eram numai cu presa de business și IT, asta era specializarea mea. Și am trimis comunicat, apropo, deci am comunicat ceea ce aveam noi de gând să facem cauza respectivă și ce vreau să facem în presa respectivă. De acolo am atras noi și noi energii și așa am reușit să facem demonstrații, am făcut 8 marșuri împreună cu alți, apropo de parteneriere. Am găsit câteva ONG-uri entuziaste cu care să ne afiliem și să facem acele demonstrații de stradă, tot felul de întâlniri la televiziune, la radio, eram purtătorul de cuvânt, eu sau împreună cu încă altcineva. Ideea este că dacă crezi în ceva, nu mai există niciun fel de opreliște să-ți pui tot ce poți în slujba acelei cauze. Acum trecem de povestea asta cu Salvați București. Asta o spun numai ca un mix de caz ca să înțelegeți de ce am ales această temă. Cunosc foarte mulți tineri și sunt foarte bucuroasă de treaba asta, care doresc ca și ea să rămână în România și să facă ceva. Zic, dom'le, aici chiar avem mult de lucru, avem chiar multe lucruri de făcut. De ce să mă duc în Canada sau în America, unde lucrurile sunt aproape așezate, sunt foarte puține lucruri de schimbat, la noi este o piață virgină din multe puncte de vedere. Sunt și nebunei de genul ăsta care spun, și vă dau un exemplu, este Claudia Catană de la, cine știe, de la Copacul de Hârtie, cu care am vorbit și am întrebat-o, Claudia, tu de ce vrei să rămâi în România? De fapt, pentru că aici e de lucru, aici am lucruri de schimbat. Nu numai, acum... Ea a pornit tot ca o entuziastă în reciclarea hârtiei și a ajuns unde a ajuns. Ideea este că se pot face lucruri în România. Dacă vreți să vă implicați într-o cauză civică, ce aveți de făcut? Deci dacă vă împrăștiați, vă spun din experiență, dacă vă împrăștiați în foarte multe deziderate, nu o să aveți foarte mare succes. Trebuie să vă stabiliți un obiectiv oarecare. De exemplu, ați auzit, cine a auzit de Daniel Răduță, de exemplu? 1, 2 oameni? 3, 4. Ne-a zis Daniel Răduță, tânărul care ar trebui să fie salvat, chiar astăzi mi se pare că primește transplant, da? Deci, tânăr de 20 și ceva de ani, care are o leucemie și trebuie salvat. S-au strâns... Da. A avut un noroc să găsească tineri care să-l ajute cu promovarea online. Apropo de promovarea online, bine, e o cauză. Acum, dacă ne împrăștiem foarte multe, nu o să ajutăm pe niciunul. Trebuie să... Fiecare cu norocul lui, ce să zic. Eu i-aș ajuta pe toți. Și cred că și tu la fel. E frustrant. Exact. Deja nu mai pot. Au zis că nu mai pot să
Exact. Bine, sunt ONG-uri, știu. Și statul nu face mai nimic pentru a-i ajuta. Și sistemul medical... Da. Să ajută Cristina sau să-l ajută Dani? Da. Cine să ajute? Îi ajut pe toți, ok, dacă primești 10 mail-uri finale, ajutați, ce? Bine, acum știi cum e, că fiecare rezonează cu ce... Asta este. Pe de altă parte, dacă, Doamne ferește, ești în situația aia, ești disperat și nu mai știi la cine să apelezi. Deci nu știi cum să dai să fie bine. În orice caz, deci... fiecare rezonează cu altceva sau cu câteva cauze. De exemplu, eu rezonez foarte bine cu cauzele ecologice și văd că din ce în ce lumea merge spre trendul de care spuneai în pauză, trendul verde, eco. Nu numai că e necesară în România, vă spun din experiență că m-am interesat când luptam și aveam discuții cu Vitanu foarte aprinse și pe televizor și în afara televizorului, de spațiul verde foarte, foarte restrâns pe care îl are Bucureștiul. Datele statistice coboară. În loc să crească. Nu știu dacă ați auzit, zilele trecute a fost la televizor chiar un scandal pe lângă Floreasca, pe străzile alea la Rahmaninov prin spate. Se va construi un hotel la câțiva centimetri de un bloc și la încă un metru de alt bloc. Deci într-un U, așa, între blocuri. Deci, practic, este ceva de neimaginat ce se întâmplă la noi. Asta este. Deci, corupție și... care este ideea? De ce vă spun toate astea? Fiecare om rezonează la un moment dat cu ceva. Dacă stai în acel bloc, sau dacă ai prieten, sau dacă cineva te emoționează și ești un specialist în mare ce, nu știu, în web, în online, în PR, în marketing, în indiferent în ce, simți nevoia să faci ceva, asta este clar. Și atunci îți definești un obiectiv și zici, doamne, vreau să fac treaba asta, nu știu cum, dar știu că vreau să fac. Și în momentul în care, uite, Fericia ne poate spune, că o cunosc de câțiva ani, dacă îți pui ceva în cap, legea atracției funcționează foarte bine și până la urmă găsești oamenii care să rezoneze exact cu ideea ta. Câteva condiții pentru succes. Nu știu dacă vă dați seama, foarte mulți spun se entuziasmează, mai ales firele sanguinice, cred că sunt și eu o bucățică, toți sunt cam puțin primă toate. Toată lumea vrea să facă foarte multe, de foarte multe ori. Nu puteți să aveți succes, cu adevărat, vă spun tot din experiență și eu mă entuziasmez de multe cauze. Dacă nu vă stabiliți concret ce vreți și dacă nu vă doriți cu adevărat, pentru că știți ce se întâmplă, este așa, ca un carusel. Te duce și te întoarce în multe direcții, te pierzi la un moment dat în lucruri care te atrag mai mult și atunci trebuie să te gândești exact ce îți dorești foarte mult. În așa fel încât cu prețul, nu știu, a pierderii unui an de zile din viața ta, să ajungi să ai succes în acea cauză. Dacă te dorești foarte mult, până nu vei avea. Atragi lângă tine oamenii potriviți și partenerii și voluntarii, banii, sponsorii, indiferent. Cred că e vorba de constanță, deci Exact. Dacă e lângă inima ta sau nu lângă inima ta, dacă ai început măcar să fii constant ca să termini. Da, dacă nu e în inima ta, dacă ești constant și nu e în inima ta, nu vei putea împrăști acel entuziasm. Eu sunt tot din experiență, nu numai din a mea, ci oamenii din jurul meu cu care am făcut un nucleu de voluntari. Ce sunt? Eu nu vreau să te contrazic, îți dai seama că fiecare cu experiența ei. Oamenii care nu cred foarte mult într-un lucru ajung la un moment dat să se lase duși de val în altă parte. Și atunci, dacă nu crezi foarte tare, n-ai cum să atragi oameni care să vină poate cu mai mult entuziasm, cu mai mult know-how și așa mai departe, care să poate să aducă sponsor sau să poată să aducă parteneri media, nu știu, fiecare. Deci trebuie să crezi. Bine, vorbim de cauze civice. Atenție, deci de voluntari. Nu vorbim de lucruri din care poți să faci bani. Ok. Bun, deci numai de cauze civice. Proiecte. Exact. Implici voluntari, da. Poate fi un proiect interesant. Exact. Dacă e un proiect interesant, dar este de interes mare și pozitiv pentru oameni, ai șanse să ai succes tocmai pentru că e interesul lor. Dacă este un proiect civic în care lumea, în principiu, n-ar avea nimic de câștigat decât o chestie... eu, de exemplu, ce am avut de câștigat? Sau oamenii care au fost alături de mine, sau oamenii care au făcut, nu știu ce, cu Piața Revoluției. N-am, eu stau în Titan, n-am nicio legătură cu Piața Revoluției, deci nu mă privește direct. Este vorba pur și simplu de ceea ce crezi, deci de crezul tău. Dacă nu crezi în chestia aia, nu se va întâmpla. Pentru că nu reușești să coagulezi și să mergi mai departe. Deci, părerea mea că prima condiție, sine qua non, să ai succes într-o cauză civică, pentru că asta mi-am ales subiectul și Olivia mi-a dat voie, este să ai entuziasm pentru o anumită cauză.
Bine, aici sunt câteva condiții pe care vi le-am scris din punct de vedere leadership. Deci trebuie să atragi oameni talentați și entuziaști. Vă spun ce se poate întâmpla dacă nu sunt oameni care cred în acel lucru. Nu numai că te trag pe tine și pe oamenii care pot veni noi cu energia lor negativă, ci pot să chiar strice. Deci pot să strice din mai multe puncte de vedere. Pot să vorbească cu presa. A, eu de fapt nu prea... Știți, dacă blocul ar putea să aibă, de exemplu, vreo 2-3 etaje, nu mă deranjează. Adică oamenii care sunt pe jumătate, nu ai nevoie de ei. Trebuie să alegi pe cei puțini și foarte buni care să fie alături de tine. Când e vorba de proiecte de voluntariat, acum știu că temele lui Olivian sunt pe parte tehnică foarte mult. Eu o să vorbesc un pic în prezentarea asta cel puțin și despre povestea asta de leadership într-un proiect de genul ăsta. Deci dacă nu dai credit fiecărui om din echipă cu talentului și cu ceea ce vrea să obțină, nu vei. Dacă tu vrei să fii moțul din bădașcă, cum spune Vadea, nu o să faci mare lucru, pentru că oamenii nu mai cred în tine. Deci trebuie să mergi spre promovarea online, în primul rând să aduci oamenii cu entuziasmul tău și cu credibilitatea și cu respectul pe care poți să li-l dai lor. Iar ceva foarte important, trebuie să vezi obiectivul în ansamblu, dar și în detaliu. Asta ce înseamnă? Dacă nu ai privirea și de sus și din detaliu, cât de cât, acum nu să știi toate detaliile unui proiect civic sau în general, dar trebuie să cam știi încotro te îndrepți, trebuie să ai o idee, trebuie să știi cu claritate. Iar, foarte important, am observat, nu știu cât s-ar citi cărți de time management, am observat că e foarte important să-ți prioritizezi foarte bine timpul, mai ales când e vorba de voluntariat. Nu poți să aduci voluntari lângă tine, să te întâlnești cu ei, să-i ții 2 ore și să nu știi spre ce te îndrepți, care sunt prioritățile. Să lași fiecăruia spațiu să se desfășoare, să gândească, să spună o idee, să faci un brainstorming de calitate. Poți să stai 10 minute într-un proiect de calitate și poți să stai 2 ore și să nu vorbești nimic și să nu asculți nimic și să nu se întâmple nimic. Vă spun din experiență că sunt oameni care le place să vorbească, și bărbați și femei, n-are importanță, sunt oameni, cum se spune, nevorbiți. Nu are nimeni timp să asculte bla bla bla. Deci trebuie să fii cât mai focusat. Când ai un lucru de făcut, mai ales când e vorba de timpul voluntar al oamenilor, vrei să le respecti, trebuie să le respecti energia pe care vor să o depună în acel proiect și să aducă, dacă ei cred în acel proiect, vor aduce cu siguranță și ei mai departe. Deci vor fi vârfurile de lance spre cercurile lor, dacă nu, la revedere. Deci nu o să-și aducă nimeni credibilitatea și respectul de care dau dovadă în cercul lor, indiferent că e business, social, de presă, de personal, de prieten, de familie, dacă nu cred în acel proiect, dacă nu cred în nucleul de bază. Asta e clar. Prioritățile trebuie să vor fi, în primul rând, urgent și important, neapărat în ordinea asta, apoi ce este urgent, apoi ce este important și după aia restul. La noi, pompieristic vorbind, așa cu ghilimele de rigoare, urgent era să afle presa de inițiativa noastră. Și nu vă ascund, acum o să mă audă probabil și Vidan, noi spuneam că suntem sute și de fapt eram câteva zeci, ca să nu spun mai puțin. Deci eram câțiva entuziași, câțiva oameni care într-adevăr lucrau pe respectivele lucruri. Când aduceam oameni în stradă, efectiv să mărșăluiască pe străzi, eram câteva sute strânși. Numai noi știam cum. Pentru că oamenii nu ies duminica, nu ies când sunt 40 de grade sau 35 de grade afară oricum. Trebuie să îi motivezi, trebuie să îi ții acolo și să vorbească exact. Dacă presa nu vorbește doar cu purtătorul de cuvânt. Presa vorbește cu oricine din grup. Au vorbit până și cu Fimiu, care era militar. Deci, ideea este să aduci oameni care să creadă în acel lucru, să nu te încurce, să nu strice sinergia faptelor și a ideilor tale și să prioritizezi totul așa cum trebuie, pentru că altfel orice ați face, despre orice promovare am vorbit și în orice tehnică am intrat, online, offline, cum vreți voi, NASA, CIA, FBI, oricine ar afla despre orice campanie de-a voastră, nu are nicio importanță dacă nu ajungeți la succes cu ea, deci dacă nu ajungeți la dezideratul dorit. Cum vă faceți echipă? Am scris foarte mult, nu știu, am avut ieri o inspirație, nu trebuia să scriu așa mult, am scris nu pentru voi, ci pentru cei care vor citi online. Am văzut că Olivian pune foarte profesional, bravo, pe online toate prezentările și am zis, exact,
ar fi păcat să nu. Și atunci am scris pentru cei din online, deci nu pentru voi. Ideea este că trebuie să-ți faci o echipă de oameni, cum spuneam, în primul rând de entuziasm, în al doilea rând talentat, în al treia rând să găsești lideri informali, pentru că degeaba vrei tu să te erigezi în lider, poți să ai un ego mai mult sau mai puțin exacerbat. Ideea este că dacă este altcineva lider, lasă-i lui locul și tu fii inițiatorul și oamenii te vor respecta ca atare. Trebuie să tratezi cauza respectivă profesional și să respecti un anumit management al proiectului, exact ca în orice proiect de business. Pentru că dacă nu faci cu niște milestones, etape clare, am de făcut asta, am de făcut asta, am de făcut asta, pe, da, dar sunt unii care zic, a, dacă e o chestie ONG-istică și o chestie civică, hai că nu, acum ne cam jucăm. Nu, am întâlnit foarte mulți din ăștia și culmea că în viețile lor profesionale erau niște profesioniști. Cu toate astea, când veneau la discuție așa, hai măi că nu, hai că merge și așa, hai că nu știu. Nu știu dacă ține de românism sau nu știu dacă ține pur și simplu că iese că dau timpul liber. Era un timpul liber, dar era un timpul liber pe care ar trebui să-l vadă un pic mai serios. Și vă spun sincer că am avut de furcă cu multe persoane să le fac să înțeleagă în privat, evident, că dacă vrei să-i faci cuvea observație, să înțeleagă ceva, o faci mai în privat. Să înțeleagă că, de fapt, trebuie să se concentreze la lucrul respectiv, să facă cum ar face pentru un job. Nu le convenea și nu le place nimănui să facem în plus lucruri, dar altfel, mai bine nu ne băgăm. Deci, asta e ideea. Ce este foarte important, să atragi lângă tine mentor cu experiență din campanii similare. Dacă găsești așa ceva, eu personal nu am găsit, deci pe vremea, în 2006, nu era nimeni care să se fi luptat pentru... Nu am găsit noi, în momentul respectiv, pe cineva care să se fi luptat pentru patrimoniu și așa, la un nivel... așa cum avem noi de gând să o facem, deci cu demonstrații, zice, fiecare lucra soft, deci se ducea la parlament, parlamentar, între ghilimele, încercam, nu era momentul. Deci noi trebuia să facem o acțiune de gherilă. Efectiv asta este. Era o luptă de gherilă cu Consiliul și cu primarul. Clar. Pentru că se vedea clar din discuțiile noastre private cu primarul că nu se putea face altfel. Și atunci nu aveam cu cine să mai discutăm. Deci nu intru în detalii pentru că ajungem să-l băgăm și pe Băsescu în discuție, deci nu are nicio importanță și vreau să plec de aici altfel de cum am venit. Acum, cei care vor vedea online, sper să fie de acord cu mine. Deci orice nume de campanie, credeți în ceva, dar dacă numele nu este simplu, simplu de înțeles, să aibă legătură directă cu cauza, nu dați nume sofisticate. Am văzut atâtea campanii cu niște nume sofisticate, nu le dau numele, și române și străine. Frate, pe a doua zi nu mai țineam minte, nu a doua zi, peste o oră, nu mai țineam minte cum se numea. Niște chestii care fragilistice, așa. Dacă nu e ușor de memorat, dacă nu e ușor de transmis mai departe și la telefon și în scris, fără să spui e cu Y, e cu I, e cu virgulă, e cu nu știu cum, e cu Ț, e cu Ș, e, a? Dacă numele nu este clar, puteți să faceți voi orice. Este greu, și acum vorbesc din punct de vedere al omului de marketing, dacă nu este ușor de înțeles de oricine, deci trebuie să fie niște condiții clare, dacă nu sunt ușor de înțeles de oricine și dacă nu atrag mai departe oameni spre acea cauză, n-ați făcut nimic. Deja chestia sună mult prea pompos, mult prea... sunt campanii, de exemplu, cu nume englezești. Ok, dacă sunt simple, dacă sunt ușor de transmis, ok, dacă îi spui, nu știu, doamne Ioana, care nu știe engleză, hai, doamna Ioana, vecinei mele, de exemplu, haideți în campania de ecologizare a nu știu cărei străzi, care, așa, păi cu cine? Bun, își aduce femeia și nepoții, chiar mi s-a întâmplat personal chestia asta. Iar încerc să nu dau nume și așa, pentru că sunt online. Ideea este că lumea trebuie să înțeleagă absolut tot ce comunicați, ușor, fără să... și să poată transmite. Știți jocul ăla de când eram mici, cu telefonul fără fir? Cu cât era mai lung și mai complicat, cu atât ajungea altceva în partea cealaltă a mesei. Obiectivul nostru este ca în partea cealaltă amețe să ajungă exact ceea ce am transmis noi. Foarte important, țineți minte lucrul ăsta. Sunt și în business. Pe mine mă uimește că în business, oameni de business și chiar de marketing, unii chiar care se dau ca auzi experiență și au succes, fac niște lucruri atât de complicate, atât de greu de înțeles, chiar de proprii angajați, încât nu o să vă vină să credeți. Evident că nu sunt aici să vă dau exemple, dar cred că o să le vedeți și voi. La fel, numele site-ului. Păi dacă campania se numește într-un fel și numele site-ului este cu totul din alt
domeniu, iar califragilistic, nu e ușor de reținut, este lung. Nu puteți să puneți pe un fluturaș un nume lung, de www, nu știu cum. De nici nu intră în cartea de vizită. Exact, exact, exact. Și nu numai la bloguri, am văzut și site-uri cu nume destul de lungi sau destul de complicat de reținut și destul de greu. Deci trebuie să fie ușor de memorat, ușor de înțeles de către oricine, ușor de reprodus, verbal și înscris. Dacă scrii cuiva la telefon de numele X, trebuie să fie foarte ușor de înțeles, să nu pierzi foarte mult timp nici tu, nici el, să nu le enerveze. Cu atât mai mult cu cât e o cauză civică. Deci vorbim de cauze civice, dar și de business-uri în general. Fiecare sunteți implicați în business-urile voastre. Dacă ceea ce trebuie să transmite, să comunicați mai departe, este complicat, oamenii se victimizează. Și nu intră, pur și simplu pentru că au niște bariere. Oamenii oricum sunt leneși din fire, că așa suntem cu toții, și fac numai ceea ce își doresc și ceea ce rezonează. Dacă e un lucru civic și voi îl complicați, ați pierdut din start. Când comunicați ceva, dacă nu țineți cont de obiectivul cauzei, iar ați pierdut. Deci sunt foarte mulți oameni care pornesc la drum cu o idee foarte bună și cu echipă de muncă și așa, însă uite pe parcurs obiectivul. Mi s-a întâmplat să am de-a face cu oameni chiar și din business, care uite la un moment dat scopul cu care au pornit. Și se bagă niște detalii atât de complet off the track, da? În afara liniei cu care pornise, în afara project manager, spun, se poate și așa. Hai, lasă că nu o să înțeleagă prostimea și nu știu ce. Publicul tău țintă. Dacă ești o acțiune, dacă ești o campanie, dacă ai o campanie civică, dacă publicul tău țintă, este în general de tot populația Bucureștiului pe care vrei să o sensibilizezi într-un fel sau un alt, într-o campanie eco, într-o campanie civică, într-o campanie educativă, nu știu ce. Păi dacă tu uiți obiectivul și te duci în nu știu câte detalii, oamenii nu mai au încredere. Deci ăsta nu știe ce spune, ăsta nu mai știe ce face, s-a dus pe lângă subiect, face altceva. Comunicarea trebuie să fie întotdeauna simplă, clară și concisă. Am văzut comunicate de presă îngrozitor de lungi și cu foarte multe mesaje. Gândiți-vă întotdeauna, din punct de vedere la nu se dată o altă seama. Gândiți-vă întotdeauna când scrieți ceva, indiferent ce, că scrieți pe blogul propriu, că scrieți în comunicate presă, că scrieți că te angajați în propriu în firme. Cu ce rămân oamenii după ce citesc o comunicare de-a voastră? Poate să fie două pagini o comunicare, poate să fie de două pagini, sau poate să fie de 5 rânduri. Dacă conține foarte multe mesaje, i-ați pierdut pe drum. Trebuie să aibă un singur mesaj, scurt și clar și concis. Unul, maxim două mesaje. Deci oamenii uită. Puneți-vă un pic în pielea lor. Voi v-ați citit propriul comunicat? Voi știți că am oameni, prieteni din PR, care spun eu nu mi-aș mai citi comunicatul. Așa de complicat l-am făcut că eu personal nu l-am citit. Păi zic, atunci cum vrei să-l citească cineva? Sau ce vrei să înțeleagă din el? Și vorbești de oameni, mă rog, eu lucrez în IT, precum v-aș găsa, precum am spus, sunt om de marketing în IT. Se pot multe comunicate cu mesajul alambicat, complicat, ei zic că asta e un lucru de bine. Nu e deloc de bine, pentru că cititorul, după puțință, pierde esența. Dacă n-a rămas cu nimic în cap, ați făcut totul degeaba. Corect? Și încă ceva, trebuie să fie relevant. Dacă ați scris ceva și nu este relevant pentru publicul vostru țintă, și vorbim și de business, și de acțiuni civice. Deci dacă nu este relevant pentru cititori care oricum nu au timp, vorbim și de business, că tu spuneai, de exemplu, că citim zilnic cu toții, bloguri, newsletters, RSS-uri, toată lumea citește tot ce are nevoie să citească pentru business, pentru civic, pentru sufletul lui. Păi dacă suntem inundați de informație, clar, cu toții suntem inundați de informație și din ce în ce vor fi mai mult și toată lumea are chef să scrie. Dacă nu este relevant, for God's sake, fă-ți două, trei bloguri, dacă este o cauză civică, scrie o cauză civică pe un singur blog, nu ne amesteca cu de toate, pentru că cititorii acelui blog nu mai au interesul să mai intre a doua și a treia oară, nu mai au interesul să te mai recomande dacă se simt pierduți ca într-o pădure cu 100.000 de arbori. Deci dacă sunt interesat de un anumit subiect, lasă-i pe subiectul respectiv, în acel blog și, sau în acel site sau așa, în așa trebuie să te urmărească, să te dorească, asta este dezideratul. Adun o dată, adun și a doua oară, ca în sales pipe. Cine a auzit de sales pipe? Din vânzări, din marketing. Deci este pâinea de vânzări. Vorbesc în engleză că citesc foarte mult în engleză. Deci, dacă îi aduci o singură dată, este foarte bine, este
dezideratul vostru numărul unu să aduceți un viitor prima dată pe blog sau pe ce să comunicăm mai încolo, cum vă promovați. Și dacă l-ați adus și a doua oară, deja sunteți deștepți. Dacă l-ați adus să fie loial vouă și să chiar își dorească din acea listă interminabilă de RSS-uri și de newsletter pe care le are, să-și dorească să vă citească în continuare și mai mult să vă și promoveze, să vă facă mesajul viral, sunteți deja foarte buni. Dar de ce sunteți foarte buni? Pentru că ceea ce spuneți voi este relevant pentru el. Atenție, nu trebuie să fie neapărat pentru voi. Dacă nu este relevant pentru publicul vostru țintă, dacă nu e scris pe limbajul, pe jargonul publicului vostru țintă, nu aveți succes. Gândiți-vă așa, din partea doamnei Ioana, vecina voastră de bloc, trebuie să aveți într-o mișcare civică. Și dacă tanti Ioana nu înțelege comunicarea voastră, o găsește în ziar. O aude la radio, dar nu înțelege, păi are mult jargon, fie în engleză, fie... Și mie îmi place să vorbesc foarte mult în engleză, dar din ultima vreme încerc să mă abțin. De ce? Pentru că lumea nu înțelege. Deci trebuie să focusezi mesajul să fie relevant pentru cititorii tăi. Trebuie să gândești cine mă citește, de ce m-a citit, de ce a venit lângă mine, de ce ar face cauza respectivă un succes, de ce ar zice-o mai departe, de ce ar veni pe stradă lângă mine, să, nu știu, să parteze un pom, să ajute un copil, să ajute un tânăr, să facă ceva. De ce ar face-o? Minus al multor campanii observat, deci oamenii comunică la început. Spun, vom face și vom drege, vom lansa și vom drege. În timpul campaniei deci în etape, pe englezește milestones, pentru cine lucrează pe project management, deja un anumit milestone uită să comunice. Deci comunicarea se face în permanență, și anume, ai început campania, spui ce vrei să lansezi. Care este dezideratul tău? Nu trebuie să uiți din vedere ce obiectiv ai. Să aduci voluntari, de exemplu, lângă tine, să aduci parteneri, să aduci sponsori. Trebuie să comunici acest lucru. Dar trebuie să o faci dedicat fiecărui public țintă. De exemplu, într-un fel te adresezi presei, într-un fel te adresezi potențialilor sponsori, într-un fel te adresezi potențialilor voluntari, care se te recomandă mai departe. Și dacă nu comunici de fiecare dată, oamenii te uită de a doua zi, să fim serioși. Să nu uitați că nu interesează pe nimeni absolut ce aveți voie de o comunica, nici măcar pe mama voastră, dacă nu interesează direct și personal. Și cred că știți asta. Aveți de multe ori și în familie disensiuni politice. Unul ține cu Iliescu, altul ține cu Băsescu, altul ține cu nu știu cine, cu mai știu cine mai așa. Bine, am rămas în urmă cu Iliescu, vă zic în glumă, da? Deci nu interesează pe nimeni ce aveți de comunicat dacă nu este relevant pentru ei. Dacă nu comunicați constant, permanent, înainte, după. Bine, să nu faceți inflație de comunicare, nici pe bloguri, nici în online, să trimiteți lucrurile relevante, dar la o ritmicitate, cât să țină publicul vostru țintă alert. Și dacă îmi permiți, apropo de lene, că așa e, vreau să de fapt leneși. De fapt, informația trebuie să fie atât de aerisită încât să fie aproape minimală. Exact. Și eu folosesc foarte mult boldul pentru că știu de mine, dacă nu se agăță privire, nu am răbdare să citesc. Exact. Și întotdeauna să fie acest intro în care afli despre ce vă da intro și dacă vrei să afli mai multe, va fi un procent de 1% cred că ce e interesat, atunci să existe posibilitatea să citești mai mult, dar presupun nu e timp. Exact. Deci, și revin. Exact. Da. Exact ceea ce spui, domnul. Mulțumesc mult pentru completarea. Deci ideea este din lene, trebuie să fiți foarte... Puneți-vă în primul rând de ce atâta, să țineți minte. Dacă plecați de aici cu o singură idee, plecați cu asta. Nu interesează pe nimeni ceea ce aveți voi de spus. Clar. Dacă nu este important pentru ei. Deci voi vă atrageți întotdeauna oamenii care rezonează cu ideea voastră. Punct. Că e vorba de business, că e vorba de online, de pasiunile voastre. Voi, de exemplu, puteți să vă luați întotdeauna la munte pe toți prietenii voștri? Nu, că nu le place. Deci dacă nu e relevant pentru ei și important și nu îi mișcă, nu vor face lucruri. Bun. Canalul de promovare. Cred că am dat un pic... Cum dau? Cum aici? Săgeată înapoi, săgeată stânga. Săgeată stânga. Săgeată stânga. E în dreapta. Ah, ok. Da, mersi, da. Așa. Să dată, stânga în dreapta, când vă promovați online? Deci aveți idee, aveți echipa mică, mare, nu contează, contează să fie de calitate, v-am spus. Se spune că esențele bune sunt în sticluțe minte. Nu trebuie să fie multă lume, trebuie să fie puțin și de calitate. Nu uitați lucrul ăsta. Și în business, și în civic. Dacă vă aduceți oameni mulți lângă voi și aveți impresia că ăsta este un prim pas, o primă premisă pentru succes, vă înșelați. Trebuie să fie de calitate, să fie aproape 100% de acord cu voi. Canalul de promovare.
Cine are blog pe aici? Personal, sau de, indiferent, de știi ce înseamnă un blog. Ok. Dacă ai o ceva de comunicat, automat trebuie să-ți faci un blog. Deci, automat, în sensul, dacă ai o chestie civică, vrei să atragi oameni, nu poți să mai faci acum simplu pe e-mail, pentru că se consideră spam, chiar și către prieteni. E deranjant să primești exact același mesaj, același tip de mesaje, chiar de la prieteni. Mi-e chiar Dragoș de Helean, îl știți cu toții, cred. Îmi spunea Mariana, ce nu mai pot să dau pe marketing leader mesajul ăla, chemare la luptă civică cu intrați în grupul Yahoo București și haideți cu mine la demonstrație, că uite ăștia ne bagă blocuri în piața Ateneului și în piața Revoluției. Ce nu mai pot, zice, e deja prea mult. Oamenii încep să-mi spună, băi, ok, sunt de acord și eu, vin și eu, dar am înțeles odată. Nu mai vin și la următorul și la următorul. Păi stai puțin că tu nu vezi că ăștia merg în continuare cu treaba asta, deci trebuie să mergem constant până ei își dau seama că e chestie serioasă. Deci noi nu am făcut o masă să ne aflăm în treabă când aveam ce face pe 15 iulie. Bun, deci blogul ar trebui să vă fie baza, să fie, vă fie un fel de acasă. Dacă nu aveți posibilitatea să faceți blog, deși nu cred că este cazul, vă faceți cel puțin o pagină în Facebook. O pagină în Facebook se face în 2 minute. Vorbesc acum și pentru online. În 2 minute, intrați în facebook.com și o faceți o pagină și acolo să vă fie acasa voastră. Împreună cu Facebook puteți face, de exemplu, un grup în Yahoo sau în Google, da? Pentru a atrage noi și noi voluntari, noi parteneri și așa mai departe. Cel puțin oameni care să vă dea mesajul mai departe. Sunt multe tipuri de parteneri în lucrurile astea civice. Cel mai de jos din punct de vedere implicare. Este omul care... bine ai venit! Este omul care vă transmite mesajul mai departe. Deci ăsta este primul. Nu o să fac o ierarhizare, că nu e momentul acum. Da? Am o completare apropo de grupurile de Yahoo. Poate să fie o experiență foarte utilă și foarte, cum zic eu, de viitor. În momentul în care ai o anumită nișă foarte bine identificată, să creezi chiar tu un grup de Yahoo pe care să-l administrezi. Pentru că poți să observi comportamentul oamenilor, poți să setezi anumite reguli. Poți să-ți dai seama când acea nișă devine fierbinte, când începi să-ți se înscrie câte vreo 20 de oameni pe săptămână, știi că ai ceva de comunicat pentru oamenii. Exact. Asta am și, cu asta am și început, cum v-am spus, că am făcut grupul separat București, pentru că mi-am dat seama că în grupurile de români din toată lumea, că nu se știe de fapt de unde sunt fiecare, se simțeau deranjați de același subiect. Hai să facem ceva. Fiecare vrea să vorbească despre totul altceva, lucru care pe mine... mă putisau să spunem, pentru ei nu erau interesante lucrurile mele și așa mai departe. Și atunci, întotdeauna, într-adevăr, îți faci un grup separat în care aduci și 20 de oameni, atenție, dacă aduci, dar sunt nișați pe acea idee, sunt mult mai valoroși decât 2000 sau 20.000 care n-au legătură cu treaba aia. Deci, esența contează foarte mult și implicarea. Deci, grupuri de Yahoo, pagina sau cauza, apropo, Salvați București are și cauză pe Facebook, cine e curios să caute cauză în Salvați Bucureștiul, pronunțesc cum se aude. Dacă poți să-ți faci un cont de Twitter pe acea cauză, ar fi super și să ți-l administrezi în Hootsuite prin mai multe conturi sau... Da, dar să spun în completarea ceea ce spui, că... Da? Nu mai poți să mai primiți e-mail direct să-și găsească în căsuță, poate nu interesează. Atunci încerc să fii un pic mai politicos și mai formal să-l faci să vină la tine, că de-aia sunt toate aceste elemente. Și din moment ce el a fost de acord să vină la tine să se aboneze, înseamnă că e interesant. Exact. Și atunci e foarte bună observația. Foarte bună observația. Și de ambele părți. Exact. Dacă el se simte interesat de cauza respectivă, într-adevăr vine singur. Ok. Ce mai știu eu din experiențele mele de câțiva ani ONG-istice este că foarte multă lume pur și simplu merge cu petiții online. Nu știu dacă ați auzit câți ați semnat petiții online sau câți ați auzit de ele. Destui. Ok. Deci ideea este că foarte multă lume deja folosește petiții online.com, petitions online, mi se pare, dar sunt și pe românește câteva site-uri. Sunt foarte bune pentru că le dai cel puțin prietenilor și astfel se duce mesajul viral și cine rezonează cu acea cauză scrie... semnează și așa mai de. Deci este iar un lucru, evident că asta se poate integra în blog, în grup și așa mai departe. Foarte important este să capitalizați fiecare întâlnire a grupului respectiv cu poze, clipuri, video și așa mai departe, pe care le puteți integra direct în blog, cu Flickr, YouTube, cine știe, cunoaște, să zic așa. Deci Flickr și YouTube sunt cele mai știute. Mai există, bineînțeles, și Triulilul Românesc, pe care vrem să-l promovăm și așa mai departe.
Deci, multimedia este foarte importantă la un moment dat, pentru că tinerii mai ales se plictisesc să vadă numai text, nu puteți comunica cu ei decât prin mesaje, sau foarte mult și prin mesaje video și poze. Prezentări iar ar fi interesante. Dacă cauza voastră merită o prezentare într-un loc public, o să faci o prezentare și să o postezi undeva într-un cont SlideShare pe care să-l integrezi în, în blog și așa mai departe. Presa online, asta știți și voi, campanii virale pe bloguri, preluare de widgets, sunt foarte multe, nu știu dacă vă dați seama. Deci, băiatul de care spuneam, Daniel Răduță, cred că are acum widgets pe mai toate blogurile din România. Norocul lui, bravo lui, bravo celor care îl promovează, deci se poate. O campanie virală pe indiferent și ar mai, mai sunt, știți și voi foarte bine, sunt foarte multe, nu fac acum studii de caz. Semnătura de e-mail, iar foarte importantă, dacă te ocupi la un moment dat din acel cont de e-mail al tău, de Yahoo, de Gmail, să ai mai multe semnături. Există posibilitatea să ai semnătură de business și semnătură de civică. Eu am semnătură civică unde am blogurile civice, pe care le folosesc doar în comunicările mele civice. Restul de business nu sunt interesat de ce chestii civice și invers. Câteodată mă mai fac că le mai uit. Dar doar ca să agăț eventual pe cei care rezonează cu cauza mea, altfel nu fac inflație de așa ceva. Deci nu, să nu faceți spam cu treaba asta, dar ideea este că dacă tot comunicați ceva, folosiți acest canal, semnătura de e-mail. Foarte, foarte important. Adică e un minim de promovare. Mi s-a întâmplat că mi-am pus și o dita mai semnătura și mi s-a întâmplat să trimit, să trimit un mail care era gol sau era un singur cuvânt sau așa și ce mi-ai trimis link-urile alea? Ai semnătura mea, eu nu te-am trimis. Și aia trebuie să fie relevantă. Am văzut semnături de e-mail, cred că ați văzut și voi, ori foarte lungi și total nerelevante. Nu mai am în minte un exemplu, dar nu pot să-l spun. Cred că foarte mulți îl cunoaște. Deci ideea este că nu trebuie să spui mult, trebuie să spui, nu neapărat puțin, dar strict câteva rânduri, nu știu, mai mult de 5-6 rânduri, 6 rânduri, cred că sunt optime. Deci nici foarte puțin, ca lumea să zică, a, nu e mare lucru, nici prea mult. Pentru că dacă e prea mult, deja omul zice, a, n-am timp să văd. Deci tot din lenea de care spuneam mai devreme, lumea nu intră. Atunci lași exact mesajul care ar fi relevant pentru acel public țintă. De exemplu, când dau pe grupurile civice, eu las semnătura mea aia cu Salvați Bucureștiul și antipoluare. Când scriu către membrii Aries, Asociația de Aries, scriu blogul de marketing și așa mai departe. Deci îți targetezi, dar nu lași niciodată o comunicare de-a ta fără o semnătură de e-mail. Că e păcat de Dumnezeu să nu atrageți, că nu se știe când mai aveți ocazia ca acel om să vă citească a doua oară. Foarte important și poate vine alături de voi. Contactul cu media. Revin la povestea, că dacă nu sunt mesajele clare, scurte, concise, relevante pentru publicul vostru țintă, nu faceți nimic. Vă pierdeți timpul și voi și mai ales ei, plus că vă pierdeți credibilitatea și în viitor chiar că nu vă mai citesc. Cine mă, ăla sau aia care, deci vi se va pune o pecete, un brand pe frunte, ăla care scrie prea mult sau aia care scrie total nerelevant. Nu mai am timp să citesc, să fie clar. Deci poți să scrii o pagină și relevantă și de bună calitate sau poți să scrii 5 rânduri, lumea să vrea să te citească, să fie anxious, să fie doritoare să te citească și a doua, și a cincea, și a douăzecea oară. Să citească ceva mai mult, cum tot așa. Exact. Să-i oferi varianta dacă are timp sau nu are timp să citească. Bineînțeles. Lista de contacte de presă. Am văzut oameni care trimit, bine, acum nu vă bag prea mult în PR. Cine lucrează în PR, apropo? În afară de el și de tine. Deci doi oameni. Contactele de presă. Trebuie să fie actualizate. Eu am întâlnit foarte mulți oameni așa, mă rog, care lucrează în PR, ca să zic așa, mă rog, încearcă, care au contactele de presă neactualizate. Și se miră de ce oamenii respectiv nu le răspund la mail-uri sau dacă... Se întorc mesajele al putea. Exact. Mă rog, nu numai asta, dar unul respectiv nu mai lucrează în domeniul respectiv. Și-a mutat nișa. Trebuie, când aveți o cauză civică, trebuie să dedicați o persoană a comunicării cu presa. Dacă amețiți presa cu 10 oameni din aceeași cauză care mereu trimit mesaje, mai ales dacă se bat și cap în cap sau care sunt total pe lângă subiectul vostru, asta e valabil și în business, v-ați pierdut credibilitatea. Clar. Deci trebuie să mergeți pe o singură persoană respectată de toată lumea. Că dacă trimiteți mesaje din partea cuiva nerespectat și cineva din grup
zice, stai domne, hai domne, să fim serioși, ce vorbește ăsta sau asta cu presa, că să habar n-am despre ce vorba. Deci trebuie să găsiți omul și atenție, nu trebuie să fie foarte tehnic. Eu am avut probleme cu oamenii mei din grupul București, că aveam impresia că trebuie să vorbească cu presa un om care știa detalii tehnice, de genul arhitectură, stocatură, nu știu ce. Nu! Trebuie să fie un om care să aibă abilități de comunicare, să știe să comunice simplu în câteva fraze ce are de spus presei și mai ales publicului, mai ales dacă e la televizor, în fața unei camere de la o vedere, să spună exact publicului țintă ce are de spus cu obiectivul pe care îl are în cap. Nu să povestească bla 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 lucruri, ci să spună ce vrea, ce are nevoie publicul să audă pentru a-l atrage în cauza lui sau cel puțin să-i facă awareness, să facă conștientizarea acelei cauze, că altfel n-a să cu nimic. Deci dacă vorbiți, vorbiți detalii, lumea schimbă canal, îmi schimbăm cu toți, clar. Cum vă atrageți voluntari și parteneri? Trebuie să aveți pe cineva dedicat. Dacă aveți un om care nu este entuziast, care nu are abilități de comunicare, care nu știe să atragă oameni, care nu știe să-i motiveze, care nu e un lider, nici măcar născut, nici nu citește o carte de leadership. Deci dacă nu știe să motiveze oamenii, nu știe să îi respecte și în privat și în public, nu ați făcut nimic. Dacă puneți un om care nu are abilități, care e foarte arogant, care are un ego exacerbat și așa mai departe, ați pierdut aproape tot. Pentru că oamenii de bună credință vin alături de voi și pleacă la fel de bine cum au venit, pentru că acel om este nu știe să comunice. Este prea arogant. Hai mă, dacă nu vrei să vii alături de noi, nu mai veni, sau dacă nu vrei să faci ce spunem noi, nu. Deci nu așa. Trebuie să mergi în particular să vorbești cu fiecare, pentru că altfel promovarea noastră online este solită eșecului. Deci orice facem noi online, vorbim de subiectul nostru, este degeaba aproape, dacă oamenii care vin în carne și oase alături de tine nu sunt motivați să rămână. Și nu numai să rămână, ci să-și aducă și pe alții. Foarte important, deci esența, că promovarea online este de fapt doar o tehnică prin care comunicăm și atragem mereu pe alții. Dar dacă oamenii care vin alături de tine nu sunt motivați emoțional, în primul rând, să se simtă bine în prezența ta, nu ai făcut nimic. Deci trebuie să ai un pic de flair, ca să nu mai vorbești, să citești un pic o carte de leadership, să știi cum să vorbești cu oamenii, și în privat, și în particular, să nu-i faci critici foarte dure. Să-i spui tot într-un limbaj plăcut, în așa fel încât să rămână, să înțeleagă ce a greșit, să critici greșeala lui și nu pe el ca persoană. Foarte important. Și lucrurile astea trebuie să le învățați, pentru că altfel noi comunicăm, avem impresia și la sfârșit spunem după un an de zile, nu știu de ce n-am avut succes. Și sunt foarte multe cauze pe care le vedeți și business-uri care eșuează din cauza faptului că oamenii nu au people skills, nu au soft skills. Oamenilor li se pare puțin lucru să știe să comunice, să știe să se poarte cu un alt om. De fapt, e vorba de respect. Asta îmi se exact. Că eu sunt întotdeauna foarte recunoscătoare, voluntară, că știu că ne ajută. Adică exact. E de la sine înțeles că îi voi mulțumi tot timpul și voi întreba de disponibilitatea timpului tot timpul, pentru că da, e vorba și de personalitățile colerice. Dacă ai un om care aduce voluntari, să zicem, un lider al grupului, dacă are o fire colerică și care, odată ce ai spus, mă, mie nu se pare chestia asta bună, dar el nu știe să facă diferența între critica adusă acelui fapt pe care el a făcut și el ca persoană și ea personal și inflamează un grup întreg, înțelegi? Nu e ok deloc. Deci trebuie să faci diferența între tu ca om care discuți cu niște oameni care au venit alături de tine în cauza ta, trebuie să discuți într-un mod în care fiecare să se simtă valorizat. No, asta e un motiv. Deci eu de-am și plecat dintr-un ONG, că numai asta să facem. Vezi? Exact. Votărat demonstrandum. Am întâlnit foarte multă lume care nu știe să capitalizeze un eveniment. De exemplu, am fost la, cred că, 20 ceva de târguri internaționale de IT în toată lumea, începând cu New York, cu venind din spre Est, în toată Europa, Germania, Austria, așa mai departe. Nu o să credeți câtă lume nu și ia cărți de vizită, suficiente. Deci, pur și simplu, și am prietena mea aici care... nu avem cărți de vizită, ce să mai... Nu avem cărți de vizită unde trebuie. Mergem la un târg și pentru petrecerile unde mergem seara nu avem cărți de vizită. N-am luat decât 100, domne, că mi-a dat șeful. Domne, ori vrei să vinzi, ori, mă rog, acum intru deja în marketing de IT. Scrie pe șervețel, las că se da. Mă rog, așa. Sau, ești, ca să revenim un pic la cauzele civice, ești într-un loc, dacă nu ai carte de vizită dedicată acelei cauze, dă măcar cartea ta de vizită și spune pe spate, scrie, salvați Bucureștiul. Și așa mai departe, imediat.
Deci ideea este să profiți de fiecare moment în care poți să atragi un nou membru. Niciodată nu se știe când acel om poate să vină alături de tine, să poată să-ți trimită un om foarte valoros sau un sponsor foarte valoros. Deci capitalizați orice eveniment în care sunteți. Fie privat, fie... Eu am întâlnit pe de altă parte și oameni care știu să, de exemplu, merg la mare, sunt în costum de baie, însă ei au la cearșaf cărți de vizită, pur și simplu. Deci am văzut și... Acum, nu înseamnă să fim exagerați, însă dacă te duci într-un loc unde știi că sunt potențiali oameni care îți pot fi necesari cauzei tale, dacă nu ai cărți de vizită, înseamnă că... Nu am cuvinte să spun ce lipsă e chestia asta. Sau nu iei tu cărțile de vizită și măcar trimiți un follow-up după aceea. Da, vă rog. Acum cam toată lumea are telefon mobil, așa că dacă îți faci repede schimbul de mesaje... Și asta așa? Este. Nu, dar ideea este să poți... vă spun ce se întâmplă. Deci am fost în foarte multe ocazii. De exemplu, mă duc la simpozioane din astea culturale unde pot să întâlnesc oameni de arhitectură și așa mai departe. Dacă nu capitalizez, cum se zice, acest eveniment în favoarea mea și în favoarea cauzei mele, înseamnă că nu reușesc să-mi atrag oameni care pot să fie de aceeași părere cu mine. La fel și în business. Deci mergeți în locuri unde nu aveți cărți de vizită, nu aveți un client. Bine, când trebuie să aveți un client. Ați pierdut o ocazie. Poate foarte bună. Aici, revenind un pic la online, dacă aveți un eveniment care poate fi relevant, că despre asta e vorba, totul trebuie să fie relevant și în linia project managementului pe care vi l-ați asumat de la început și ideile voastre de la început. Dacă nu postați imediat pe blog ce s-a întâmplat pe scurt și cuprinzător, cu poze, cu filmulețe, cu clipuri video, ca să entuziasmați și să țineți alert interesul oamenilor de a reveni, de a vă reciti, de a vă recomanda, că asta este interesul vostru, pierdeți oportunități. Și știți cum este, ca în curbele alea sinusoide, când interesul scade, la un moment dat nu poate să se și piardă. Deci nu e obligatoriu ca curba să urce, să fie o sinusoidă perfectă, să urce, să coboare. Nu! Oamenii nu funcționează așa. Oamenii funcționează foarte simplu. Dacă nu ții interesul, ca și în dragoste, ca și în orice alt tip de relație, dacă nu reușești să ții interesul pe o curbă ascendentă și pe o curbă cât sus, poți să pierzi teren. E valabil și în business și în orice alt fel de relație. Deci, sfatul meu este să capitalizați orice fel de lucru care este relevant pentru cauză, dar nu faceți spam și nu scrieți, nu faceți inflație de mesaje. Clar, deci, dezideratul vostru în comunicare este încrederea și entuziasmul noilor voluntari. Asta am mai spus-o. Iar foarte important, dacă nu folosiți taguri și categorii pentru o navigare eficientă, s-ar putea să vă treziți. De exemplu, dacă puneți aceleași 2-3 taguri. Am văzut și bloguri care au 2-3-5-6 taguri. Păi frate, și intru acolo și vreau să ajut treaba respectivă, m-am aprins un pic 2 minute, după care văd că sunt foarte multe chestii pe lângă subiect. M-am pierdut. Deci trebuie să taguiesc și să pun pe categorii relevante pentru cititor, pentru cauza mea. Deci eu trebuie să nu uit niciun moment să categorisesc toate comunicările mele. În așa fel încât să mi-ating scopul, și anume să atrag oameni. Am mai spus asta, repet doar un pic. Nu trebuie să uitați un lucru esențial. Dacă aveți impresia că pe cineva interesează orice aveți voi de comunicat, vă înșelați. Deci de la premiza asta pornind, trebuie să înțelegeți că oricine are la dispoziție câteva secunde pentru a vă citi mesajul și a vedea dacă designul respectiv e atractiv pentru el, dacă blogul respectiv e atractiv, dacă cauza îl interesează, dacă rezonează cu ea. Și dacă rezonează, dacă nu reușești să-l ții acolo, ca el să rămână și să te recomande și așa, n-ai făcut nimic. Deci, în câteva secunde, este vorba de sales pipe, deci în câteva secunde ai posibilitatea să-l atragi în continuare, să rămână alături de tine. Altfel, e pierdut. Da. Dacă primesc un comunicat de presă și titlul e comunicat de presă, deci eu nu-l citesc. Intenționat nu-l citesc. Și cred că se poate învăța foarte bine de la ziariști. Au niște titluri foarte catchy. Exact. Deci mie mi se întâmpla să-mi preia comunicatul, să-mi schimbe titlul, zic, mersi. Exact. Da, clar.
Așa înveți, așa înveți, exact, exact. Da, se întâmplă să dai o comunicație, te trezești că a apărut în presă cu totul altfel și de multe. Și așa, ăsta e și scopul ziaristului, să-și vândă ziarul. Bun, deci trebuie să înțelegeți că aveți la dispoziție doar câteva secunde și însemnând dacă un om a intrat pentru prima dată în contact cu comunicarea voastră, fie ea pe YouTube, pe blog, pe Facebook, pe Twitter, dacă nu-i place din primele 3 secunde, oameni buni, dacă nu-i place în primele 3 secunde ceea ce aveți voi, dacă nu-i place designul, dacă e prea încărcat, nota bene, cui face designul prea încărcat, sunt foarte mulți care au foarte multe lucruri de comunicat și se pun totul pe prima pagină. Nu se gândesc la ce impact are asta asupra unui vizitator nou. Dacă în 3 secunde nu l-ai ținut pe la acolo și nu vrea să intre mai departe, pașii cu ziua, ca o ușă cu foarte multe apțipilduri. Ce Dumnezeu fie aici? Habar n-am și nici nu vreau să știu. Pașii cu ziua. Din același, din aceeași premiză, oamenii nu au timp, trec ca trenul prin gările comunicărilor noastre, prin blogurile noastre, care sunt ca niște gări, și nu vor să coboare nici măcar la 3 secunde dacă nu se pare interesant. Și relevant pentru ei. Foarte important. Apropo de comunicate de presă, dacă pot să fac o... Te rog. Așa ca și experiență, de exemplu, în momentul în care setezi un Yahoo grup și ai vreo, cel puțin vreo câteva sute de oameni, foarte probabil că o să fie firme sau furnizori de servicii, persoane care să fie interesate să organizeze evenimente sau să ofere anumite lucruri. Da. Și atunci poți să pui o chestie de genul, uite, nu-ți dau voie să faci publicitate, dar îți dau voie să faci informare. Și atunci oamenii or să dea niște comunicate de presă în sensul de într-un anumit format care se informeze strict. Ei, și în momentul în care dai opțiunea asta, e foarte probabil că o să primești foarte multe comunicate proaste. Ei, și în momentul în care stai și le filtrezi și le colectezi, asta e o experiență grozavă, pentru că una la mână știi foarte bine ce se comunică pe area care te interesează pe tine, știi cum se comunică bine, cum se comunică prost, știi cam câți oameni din cei care comunică fac suficient de bine și știi cum să faci chestia asta foarte repede. Adică, practic, câștigi experiență câștigând comunicatele altora. Știi cum se spune că deșteptul învață din greșelile altora, iar prostul nici dintre alea lui. Deci dacă nu veți din tot ce fac alții greșit să îți însușești tu bine, înseamnă că n-ai făcut nimic. Dar ideea este... Da, mulțumesc mult. Așa este. Iar o greșeală pe care o văd foarte frecvent, canalele de comunicare de care pomeneam mai devreme, toate canalele online, nu sunt integrate între ele. Voi vreți să știți câți oameni au canal pe YouTube și nu au www-ul la contact, nu au www-ul de bază. Deci intru din greșeală pe un clip care îmi place, civic, whatever, și nu reușesc să intru, nu știu care e homepage-ul. Sau invers, am homepage și nu am Twitter și Facebook, deci nu sunt integrate. Și știu aici pe cineva în sală care poate să confirme lucrul ăsta. Deci sunt campanii care nu sunt bine integrate, deși au multe canale de comunicare, ele sunt separate, ca și cum se adresează unor publicuri diferite. Nu, oameni buni, aduceți același public pe toate canalele voastre, fără să faceți inflație. Le puneți într-un loc, în dreapta, în stânga, indiferent cum aveți voi meniuni, așa fel încât să poată omul să vadă din orice loc, să se ducă pe homepage cel puțin, unde să le găsească pe toate. Nu toate către toate, dar măcar către homepage toate. Și din homepage să fie toate. Pentru că dacă tu ai blog, dar nu ai pagină, nu ai trecută și integrată în blog pagina de Facebook sau contul de Twitter și nu se văd sau sunt puse jos de tot. Am văzut chiar campanii bune, așa zis, la agenții foarte bune, care au contul de Twitter jos și numai cine știe că ăla e Twitter, poate să-și dea seama că e Twitter, pentru că sunt numai feed-urile. Ce ați făcut cu chestia asta? Deși nu sunt trecute sus. Deci cine știe de Twitter și nu are în campania respectivă Twitter-ul sus, abonează-te sau nu mai spun că sunt de preferat ar fi să scrii abonează-te la, adică omul care e începător în ale internetului, să poată să intre, mai ales când e o cauză civică și omul abia acum dă cu nasul de internet. Trebuie să știți să-l atrageți alături de voi cu comunicare cât mai scurtă, concisă, relevantă și la obiect. Ați pierdut dacă canalele nu sunt... Exact. Am făcut eu și intrada, dacă n-am unde plec. Exact. Exact. Exact secunda de interes. Exact. Exact. Secunda. Eu am zis 3 secunde așa, din generalitate, că așa se spune în marketing, că 3 secunde. Dar, de fapt, câteodată o secundă e mult prea mult. Exact. Apropo de ambasadori respectați. Deci, eu una sunt
cu ghilimele de rigoare, ambasadoare, nu știu dacă ați auzit voi, de Gifted Education. Nu știu cine a auzit de Gifted Education. Bravo, oh, super. Deci comunică bine, Monica. Monica Gheorghiu. Le-am conectat un comunicat de presă. Fantastic, bravo. Felicitări și îți mulțumesc mult de tot că îi ajuți. Deci este un ONG de mare, mare clasă, din punctul meu de vedere, promovează tinerii supradotația României. Comunică foarte bine, Monica, și atrage alături de ea voluntari de cea mai mare clasă, de cel mai mare rafinament și tineri și de toate vârstele. Știe să-și atragă ambasadori. E, ăsta este unul dintre punctele pe care îl recomand, și anume, sau mai este EcoAssist. Cine a auzit de EcoAssist? Ok, bun. EcoAssist este iar un ONG foarte tânăr, cu oameni de până în 25 de ani, vreau să vă spun, sau 27, nu știu, maxim la 27 de ani, care își atrag ambasadori, tot cu ghilimele de rigoare, către acea cauză. Și anume, de exemplu, au Liana Buzea, și prietena mea, în cauze civice și așa ne-am prietenit de-a lungul timpului, l-a atras pe cine credeți? Pe Dan Puric. Deci el este purtătorul de cuvânt al unor cauze de ale ei. Ea știu să capitalizeze iar foarte bine lucrul ăsta. Așa nume, s-a dus la om, nu numai că a luat un testimonial scris și așa, a luat câteva videos pe care le-a postat în blog, pe care le-a postat după aia în Twitter, pe care le-a postat pe Facebook și așa mai de toate grupurile posibile. Toată lumea care știe de EcoAssist și de toate tipurile lor de campanii eco, știe că Dan Puric a fost purtătorul de cuvânt la un moment dat. Ceea ce este foarte important, dacă ajungi să atragi un om de calibru Dan Puric într-o cauză de genul ăsta, deja ai sărit cu câteva trepte în ochiul public. Dacă știi să capitalizezi treaba asta foarte bine. Dacă nu e în mod obișnuit, Exact. Cu atât mai mult, că el nu s-a băgat niciodată în nicio campanie civică de genul ăsta, de genul eco, cu atât mai mult. Și ea a comunicat foarte bine. Ar fi fost un exemplu de worst practice să nu comunice, să-l pune acolo și să-l lase mort ca într-un sertar. Ea a comunicat foarte bine. Deci ăsta este un exemplu de best practice pe care vi-l recomand. Să atrageți ambasadori respectați, lideri de opinie, oameni din, din diverse cercuri. Nu neapărat, trebuie să fie oameni cunoscuți. Iar revin la povestea cu postați scurt și la obiect clipuri, poze, testimonialele lor scrise pe blogul cauzei. Dacă aveți un om care crede în voi, acele 5 minute, vă duceți la un actor mare, nu știu, la Florin Piesic, la Dan Puric, la cine vreți voi, vă duceți și nu luați câteva cuvinte scrise, chiar din acel clip video și nu le puneți, s-ar putea să pierdeți oportunitatea unui SEO. Apropo de SEO, cuvintele cheie trebuie neapărat puse în acea frază, două, trei fraze relevante, la concise, la obiect, care să atragă atenția asupra acelei cauze și care să atragă oameni noi și voluntari și sponsori și așa mai departe, tot ce aveți nevoie. Iar știu cauze unde lumea vrea să facă de toate. Asta e de foarte bun augur dintr-un punct de vedere al entuziasmului. Ideea este că trebuie să lăsați pe fiecare să facă ceea ce știe să facă mai bine. Nu încercați să faceți de toate, nu încercați să vă erijați în lider dacă se vede clar că altcineva are mai multă credibilitate. Faceți exact ce știți să faceți mai bine. Atrageți voluntari, de exemplu, parteneri și sponsori, dacă aveți abilități de comunicare. Dacă aveți talent în web design și programare, dar nu aveți abilități, faceți asta. Dacă aveți experiență în PR, faceți PR și faceți lucrul ăsta și dovediți-vă calitățile în cadrul grupului și faceți-vă respectat în cadrul grupului cu acel lucru. Și nu, cum să spun, nu impuneți lucrul ăsta, pentru că dacă îl impuneți, ar putea să nu aveți succes. La fel, documentare tehnică, de exemplu, în ecologie, nu merge așa. Când vrem noi, după bunul nostru simț, nu. Deci trebuie să aduceți oameni care se pricep. Bine, asta e chestia de project management. La final trebuie să mulțumiți tuturor celor care v-au promovat și așa mai departe, în comunicările voastre, pe mail, pe grupuri. Dacă n-ați făcut lucrul ăsta, ei nu se simt valorizați. Și știți ce se întâmplă? La următoarea voastră acțiune civică, nu mai vine alături de voi, pentru că n-ați știut un simplu thank you note. Este și un... mai rău, poate nu se mai bagă proiecte și nici nu mai... Asta este și mai rău. Exact, exact. Una, că nu mai ai tu credibilitate ca om, ca inițiator, ca lider, ca acțiune în general. A doua, că ei nu mai vor să audă exact de ce spui tu de cauze civice în general, pentru că spune, stai puțin. Păi eu m-am băgat în chestia asta, dar nu mi-a zis nimeni nici măcar un mulțumesc. Am fost pe timpul meu, am fost pe energia mea, poate am dat și bani, poate am făcut futuraj și nu știu ce pe banii mei, poate mi-am pierdut timpul și nu m-am dus la munte și am stat 3 zile să organizăm o demonstrație și am lipit afișe, s-a întâmplat și lucrul ăsta. Și n-am auzit măcar un mulțumesc. E foarte important să faceți lucrul ăsta, e atât de important, deși pare un lucru de
cum să spun, de bază, nu vreau să folosesc cuvinte prea tare, de bun simț, deci de bază. Nu foarte multă lume face lucrul ăsta, consideră că li se cuvine. E, nu vi se cuvine nimic, dragii mei, nu ni se cuvine absolut nimic. Oamenii care vin alături de noi trebuie valorizați, trebuie să le mulțumim, trebuie să-i respectăm pentru tot ceea ce fac. Mai mult, păstrați-vă contactele pentru viitoare campanii civice. Știi oameni care spun, m-aș băga nu știu ce, dar nu mai am contactele celor vechi. Păi cum nu le mai ai? Fă-ți o listă, Dumnezeule, organizează-te. Păi am sute de cărți de listă împrășteată peste tot. Deci nu ești organizat măcar în lucrurile care, care te motivează să mergi mai departe în alte campanii, înseamnă că așa mergi și în viața de business și nu o să ai succes niciodată. Mai mult, oamenii nu mai cred în tine, nu te mai pot recomanda și așa mai departe. Dacă nu ești organizat nici măcar să continui cu aceiași oameni. Deci dacă tu pornești, de exemplu, a doua campanie civică în același registru și nu folosești și oamenii vechi, se simt clar jigniți, frustrați, tu te apuci și faci alte contacte din simplu fapt că n-ai fost în stare să organizezi contactele cu care ai lucrat până atunci, să le ții aproape. Care e modalitatea cea mai bună de organizare? Poți să ai simplu un Excel, de exemplu, în care să scrii cu niște coloane tipul de campanie în care ai folosit. Asta e ceea ce folosiți voi? Da, eu personal folosesc Excel când am, de exemplu, 50 de contacte. Când am mai mult, le bag într-un CRM. Lucrez cu un CRM, Goldmine se numește, american, foarte bun, pentru business-ul meu, acolo unde am mii de contacte. Dar când e vorba de chestii civice, le țin într-un Excel pe care îl mai actualizez și în Outlook. De exemplu, lucrez cu Outlook. Dar fiecare poate lucra cu orice, poți să lucrezi și cu Word. Important este să ai un tabel în care să știi clar acel e-mail cui aparține, ce meserie are omul respectiv, când a fost alături de tine, deci niște lucruri minimale. Și ce se întâmplă? Te poți întâlni cu omul pe stradă sau într-un alt eveniment și nu mai știi de unde îl știi și este absolut penibil. Mai ales dacă a luptat alături de tine într-o cauză civică, e penibil, de-a dreptul. Aici se vede cu ochiul liber voi. Cine e implicat într-o cauză civică? Sau cine măcar, nu știu, dă un mail mai departe, bine, pe lângă tine. Mai dă cineva măcar un mail, un link mai departe? Ok. Deci, părerea mea este că CSR-ul, așa zis, CSR în România, încet să prindă contur, trendul de care vorbeam noi în pauză. Să devină. Așa. Lumea începe încet să înțeleagă ce înseamnă să te implici. Suntem frustrați de foarte multe lucruri sociale în România și simțim nevoia să ajutăm o cauză sau alta. Și eu vă doresc să vă găsiți lucrurile cu care să rezonați din orice domeniu, ar fi social, politic, ecologic, educat și așa mai departe și să vă implicați. Exemple de cauze de care știți care sunt foarte actuale, de exemplu una de salvare a unei vieți, dar nerăduță de care v-am mai spus, Let's Do It Romania, ar avea nevoie de oricine din România, dar deci are nevoie de mii de voluntari la nivel de țară, curățarea României într-o singură zi, ca model de best practice al unei ONG de mediu este EcoAssist, promovarea supradotaților copiilor și tinerilor supradotați este Gifted Education și ultimul sau, mă rog, protejarea patrimoniului și verdelui este blogul meu. Nu este integrat cu tot ce v-am spus, pentru că eu l-am făcut după ce am câștigat deja luptele și așa, dar merge în continuare. Are câteva integrări cu ea, cu grupul, cu... o să vedeți, dacă sunteți curioși. Era mulțumesc și mult succes și vouă!